Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara asta de GTA 5 online. Deci asta dată suntem aici cu un Z4 corect corespunzător. Glumesc, e ceva mașină de prin GTA. Dar seamănă cu un BMW și este decapotabil și am zis că e un Z4. Așa. Astăzi vreau să mergem să vedem dacă s-a schimbat ceva la casino, pentru că s-a anunțat că va fi update-ul cel mare cu cazinoul. Deci astăzi vreau să vedem împreună dacă s-a schimbat ceva. Ia uite un post. Bă, ce te barbă, să nu mă lași cu mine. Așa că let's go, mergem aici cu acest mașină de captare, că vă știți, va veni vara, alea. E frumos, merge o decapotabilă. Că, na. Bun. Dați să apăsați butonul de like și un share, sau dacă nu vreți neapărat și fel, dați un share. Dacă vă place ceea ce fac pe canal și munca pe care o depun, v-aș ruga să mai spuneți pe la un prieten pe afară că uite ce face frate băiatul ăsta pe YouTube, ia uite-te și tu, poate îți place. Deci, așa ne strângem noi aici, ne strângem o familie mare și numeroasă ca să ne distrăm împreună pe live stream, pentru că vreau să filmăm singur, mă băieți, mă. Voi știți că am terminat Tomb Raider, de fapt știți că l-am postat pe tot pe canal. Dar n-ați fost și voi acolo cu mine când am terminat. Și ia să vedem, se pare că mă la cazino. Hai să ne uităm, dăm întâi prin parcare, să vedem dacă s-a schimbat ceva. Văd că parcarea e cam aceeași, adică nu-i nimic schimbat sau chestii. Oare s-a deblocat parcarea asta? Aici nu s-a deblocat. Nu s-a deblocat nici parcarea asta. Sunt dacă îi dăm pe aici ceva, wow. Și chestii. Bam. Da, bine, aici e cu curse de cai, cu d-astea, încât de știu. Nu prea are treabă cu cazinoul. Da, nu s-a schimbat nimic, a? Ok. Un lac aici. Aici beau apă cai sau aici fac baie? Ia să ne acordăm, îi dăm noi pe aici. Pe la tribune, pe la astea, nici n-am cum să trecem sau... Ia să ne uităm, deci opa, sunt niște chestii. Sunt niște chestii acolo în față la casino, dar... Pe aici la intrare ceva schimbări, nimica. E bine că am ajuns seara, adică știți că dacă am ajuns seara poate vedem și noi ceva schimbat. Suntem aici, o parcare goală, în rest nimic schimbat, că na, ce se putea fi. Deci ok, mare parte asta nu s-a schimbat, hai să vedem intrarea la casino. Bă, văd că s-au aprins niște chestii, e destul de colorat și și chestii, dar mă, uite. Avem astea și nu mai scrie Panicary Coming Soon sau nu știu, poate vedem la intrare. Deci s-au băgat de-astea aici pentru construcție. Uitați-mă, băieți. Generatoare, lumini, alea. Bem, frumos, chestii. Pe aici să vedem dacă ne dăm noi jos din mașină. Ia să vedem, avem și ceva pe aici. Bă, nu mai scrie pe nicăieri coming soon sau chestii. Dar nici nu-i dă drumul încă, deci încă nu-i dă drumul. Dar uite, s-au băgat. Uite, parcă pe ăsta scrie aici, parcă aici că scrie coming soon, acum scrie Lady 77 Luck. Deci e cu de-astea. Țac, 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 țac. Da. Da, bă, și interesant pe aici, pe la casino, nu cred că s-a băgat în schimb nimic nou. Sau este că avem un mesaj, este. Ce asta? Da, aici mi-a comandat mașina, nu e mic. Hai să vedem pe aici, pe la astea. Money and services. Oare pot să convergem? Clubhouse, bunker.
Hangar, facility și nightclub. Deci nu avem casino, ceva de genul să scrie pe acolo. Păi aici, aici nu cred. Securoser, nu. Asta e cu office map, cu astea. Nu avem treabă. Aici, asta nu merge. Aici, bam, aici. Deci nu, nu e bine și presupun că aici, acolo. Maze Bank. Nu, aici e cu bani, cu d-astea n-avem treabă. Da. Deci, un băieț nu s-a, nu, chiar nu s-a băgat nimic aici la casino. De fapt, s-a băgat. Avem chestii, construcție pe aici și mai știu eu ce, dar nu, nu e deschis. Dar, posibil în curând. Posibil cât de curând să se deschidă și să ne distrăm. Și la casino că trebuie să facem bani. Trebuie să facem bani, altfel nu se poate. Și scuze dacă putem să-l cumpărăm sau să fie gen un joc de ăsta, să ai cumva să intri gen ca la ca într-un magazin de astea de haine sau așa și genul o să te pui să te joci. Chiar ești curios. Deci scuze dacă poți să, chiar poți să faci bani. Aia sunt și mai curios. Păi, măi băieți, eu cred că să las episodul ăsta aici. E foarte scurt. A, încă ceva. Aveți Discord în descriere. Vreau să... Dacă aveți Discord, să intrați și voi. Aveți... Am făcut canal de Discord. Dacă aveți ceva întrebări și vreți să mi le lăsați, sau dacă vreți să prezint ceva în Scrap Mecanic, asta e cel mai important. Dacă vreți să revin în sferia de Scrap Mecanic, lăsați-mi pe Discord creațiile, iar eu voi încerca să le iau pe toate și să le fac într-un video. Da. Deci eu o să las videoul acesta aici. Sper că v-a plăcut. Noi ne auzim data viitoare sau diseară pe live dacă vreți și dacă strângem foarte multe like-uri la clipul ăsta. Adică dacă strângem 10 like-uri la clipul ăsta, diseară suntem live. Ciao, bă. Pa, pa.